În prima duminică din postul nașterii Domnului, preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din municipiul Slobozia. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un diacon pe seama parohiei Tămădău Mic. În cuvântul adresat credincioșilor, preasfinția sa a vorbit despre începutul postului Crăciunului. Suntem în primul popas spiritual, în urcușul nostru pe această scară a nevoințelor spirituale, care este Sfântul Post, fiindcă este sfânt al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Și în acest prim popas, iată, anul acesta a căzut și un prasnic al Sfintei Născătoare Dumnezeu, intrarea și închinarea Fecioarei de 3 ani, așa cum promisese Tatăl Său, la templul lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Sfântul Apostol Pavel ne spune despre drepții Vechiului Testament că ei s-au simțit în lumea aceasta ca niște străini și călători, așteptând și căutând un alt sălaș, o altă locuință, care pentru noi toți, locuința făcută pe temelie de stâncă, este în ceruri. Și cum ne pregătim această locuință? Prin fapte bune. Fapte bune izvorâte din credință, nădejde și mai ales din dragoste. După Sfânta Liturghie s-a realizat prima colectă din acest post pentru ajutorarea celor în nevoi.